Revenim la știri. În Pucioasa figurează 752 de firme, asociații și societăți cu răspundere limitată. Rămâne întrebarea câte dintre aceste firme vor rămâne în activitate după noile taxe impuse de către Guvernul României. Noile taxe vor fi impuse de la 1 octombrie 2023, iar ele își vor face simțită prezența încă din noiembrie anul acesta. Experții din domeniul economic spun că în primăvara anului 2024 vom avea societăți care vor da faliment sau societățile se vor îndrepta către zona gri sau cea -neagră.